M-am uitat cât costă o bere. $30, adică 90 de lei. Doamne ferește! Aici cam funcționează aia cu ai bani mănânci, n-ai bani nu ți-e foame. Good morning și bună dimineața pentru ultima dată din orașul Perth, Australia. Astăzi schimbăm orașul. Astăzi mergem pe coasta de sud. După masă am zbor spre orașul Adelaide. Hai să vedem cum decurge călătoria de astăzi. V-am zis, zborul e după masă, dar până atunci vreau să mai vizitez ceva aici în Perth. Și anume vreau să mă duc în cel mai emblematic parc al orașului. King's Park se cheamă și am înțeles că e un parc deosebit în toată lumea. Mergem să petrecem câteva ore acolo. O să iau un autobuz până în gara centrală. Încerc să-mi las bagajul acolo. Am văzut că sunt ceva facilități de stocare a bagajelor. Și după aia vreau să mă duc în parc. Dacă reușesc să las bagajul bine, dacă nu, asta e, mă duc cu el. N-am cine știe ce bagaj după mine oricum. Undeva aici, în clădirea asta din centru, îmi arată pe Google că ar fi facilități de depozitare a bagajelor. Mă duc până acolo, o să văd. Oricum, tot de aici o să iau metroul spre aeroport peste câteva ore. Ar fi numai bine să pot să las aici bagajul. $11 m-a costat să las aici bagajul, adică 33 de lei. Mă ajută pentru că vreau să iau la pas parcul ăsta și am înțeles că e imens. Mă ajută mult treaba asta că pot să merg fără bagaj. Să stau în aeroport de acum era mult, mult prea mult. Hai să vedem cum ajungem în parc de aici. Mai rar am văzut loc cu așa de bine pus la punct sistem de transport în comun. Poate în Dubai să fie la fel de bine pus la punct. Efectiv, n-am stat niciodată mai mult de 4-5 minute pentru un autobuz. Sunt foarte, foarte dese. Și poți să mergi de oriunde până oriunde, iar cardul ăsta pe care mi l-am luat cu $20, adică cu 60 de lei, văd că funcționează peste tot, fără nicio problemă și încă mai mi-arată că am $10 credit. Foarte, foarte ieftin iese la cât am umblat și bine puse la punct toate. Chiar ajută. După aia am văzut aici în zona de centru mai este o rețea de autobuze. Se cheamă Blue Cat, Black Cat, sunt mai multe rute. Mâțu negru, mâțu albastru, mâțu roșu am văzut. Și astea, din câte am înțeles și citeam despre ele, sunt absolut gratuite. Dar se învârt doar aici, în zona de centru. Asta înseamnă civilizație. Asta înseamnă civilizație și transportul trebuie să fie ieftin. Tocmai a trecut un Black Cat. Sunt și alte variante. Am folosit Uber. Am văzut că e destul de accesibil ca preț. Și Uber-ul, chiar dacă benzina e scumpă aici, e cam un pic mai este ca la noi, vreo 6 lei. Dar am văzut și o altă aplicație locală care se cheamă Didi. Am făcut o simulare și acolo e un pic și mai ieftin decât Uber. Se poate călători destul de acceptabil ca preț, cel puțin aici în Perth. Mai departe nu știu, vom vedea. M-a lăsat autobuzul aici pe malul râului Swan. De aici o să mă duc înspre intrarea în parc, aici undeva în stânga. Parcul e situat pe un deal. Ar trebui să avem vedere faină asupra orașului de acolo de sus. Aici e una dintre intrări, printr-o pădure de eucalipt. Viață sălbatică se pare că o să găsim aici în parc. Parcul este absolut imens.
Am intrat prin zona total sălbatică a parcului. Mă aștept să dau peste canguri pe aici. Citeam că poate fi viață sălbatică. Cel puțin în partea asta, unde cam așa arată, sălbăticie pură. Plantele astea ciudate le-am văzut și acolo pe lângă dune. Foarte interesant arată. Nu le-am mai văzut niciunde. Foarte interesant arată. Parcă ar fi niște căsuțe. Asta e tulpina. Așa arată tulpina după ce pică frunzele astea, ca niște ace. De aici încep să văd orașul. Am ieșit, cred, din zona sălbatică și intru într-o zonă amenajată. Da, e altceva aici. Hai să vedem pe aici în sus. Găsesc din nou plante nemai văzute. Aici au și tăblițe și putem afla mai multe despre ele. Se pare că aici cresc și ceva specii de baobab. Nu știam că în Australia se găsesc și baobabi. Flori interesante. Încă unul interesant. Queensland Battle Tree. Așa și arată, ca un bidon. O avea apă înăuntru? Ferigile astea le-am mai întâlnit și prin alte locuri, prin pădurea tropicală. Înapoi pe lângă Battle Tree. Sunt mai mulți aici, dar ăla e cel mai bătrân. Cel mai gras. De aici cred că se vede cel mai bine asupra orașului. Da, centru e acolo. Acolo și stația de ferii. Mai departe poduri care trec peste râul Swan. Și de aici se lărgește foarte mult râul Swan înspre Fremantle. Ați văzut ieri când am mers cu feribotul. Foarte faină vedere asupra orașului de aici. Cu plante interesante, peste tot plante unice în lume, plante care pot fi găsite doar aici în Australia, unde trăiesc foarte multe specii unice în lume. Atât plante cât și animale. Uite ceva interesant. Parcă ar fi arici.
zone sălbatice intercalate cu zone amenajate frumos. Îmi place mult parcul ăsta. Chiar e un parc fain. Fix în centrul orașului. Alte imagini cu orașul. Se pare că ăsta e cel mai înalt punct de aici, din Perth. Oricum, toată zona asta de vest a Australiei nu conține munți. Nu sunt decât niște dealuri. Nu sunt altitudini foarte înalte. Și din nou un baobab imens de data asta. Cam 100% seamănă cu baobabul african. Alte plante cunoscute de data asta, astea le-am văzut inclusiv prin Maldive, fructele astea. Maldive, Bali, în foarte multe locuri. Alți baobabi aici, mai mici. Râul Swan în față. Un parc absolut minunat. O să mă îndrept înspre ieșire, că deja nu mai am timp. Trebuie să mă duc deja spre aeroport. De fapt, eu mai am o grămadă de timp până la zbor, dar parcul fiind imens, o să-mi iau o grămadă să-l traversez. După aia mai trebuie să iau și un autobuz până în centru și de acolo încă un tren până la aeroport. Mi-am luat aici o cafea și o apă pentru că am stație de autobuz chiar aici la ieșire. Nu știam asta, cum am pus pe Google și am văzut. Vreau eu să vă zic e că era să ia o țeapă. Se pare că și pe aici trebuie să fiu atent la țepe, chiar dacă e o țară civilizată, pentru că cafeaua era $4, apa era $4 și mie mi-a luat vreo $15. Am plătit cu cardul, noroc că mi-a venit instant pe Revolut cât am plătit. Și i-am zis la om. I-am zis la om care treaba foarte liniștit, omul, sorry about that, și mi-a dat diferența. Dacă nu eram atent, probabil o mai fi luat și alte țepe pe la cafele pe aici. Poate se practică, nu știu. Trebuie să fiu foarte atent de acum acolo. Pentru că nu mă scot banii afară din casă. Iar am zis să beau o cafea aici, pentru că în aeroport probabil va fi mai scump. Din ce am observat eu, cafelele, oriunde o bei, fie că e în parc, fie că e în centrul orașului, fie că e pe lângă cazarea mea prin cartiere, e același preț. Cafea și apă, aproximativ 25 de lei. Da, da, poți să iei și câte o țeapă. Și iei 10 țepe din astea, la mine se simte, la alții poate nu. Cioara vrea să-mi fure cafeaua. Nu știu ce-o fura de aici, de pe masă. Am ajuns în stația centrală, mi-am recuperat bagajul. Deci iau trenul de aeroport, în maxim o oră sunt deja acolo. Sunt în trenul de aeroport deja. Foarte, foarte bine pus la punct tot sistemul de transport de aici. Sunt impresionat. Dar asta înseamnă civilizație, asta înseamnă orașe bine puse la punct. Am coborât din metrou în aeroport. De aici știu drumul. O să mă duc înspre terminalul de zboruri domestice. Nu am permis de lounge aici, doar la internațional aș fi avut. De fapt, nici nu știu dacă este lounge la domestic. Dar o să-mi petrec vreo 2 ore pe acolo. Cred că zborul meu e din terminalul 2. Asta înseamnă că trebuie să ies pe aici.
Vedeți de ce e bine să ajungi mai repede în aeroport? Pentru că zborul meu nu e din terminalul 2 sau 1, e din terminalul 3. Dar n-am aflat decât acum, pentru că pe check-in-ul pe care l-am făcut online nu scria. Așa că trebuie să mă duc înapoi la metrou, pentru că terminalul 3 e în partea aialaltă a aeroportului. Nu pot ajunge pe jos sau cu vreun autobuz. Înapoi la metrou și trebuie să mă duc încă o stație ca să ajung în terminalul 3. De-aia e bine să mergi cu câteva ore mai repede în aeroport. Și eu asta fac dintotdeauna. Cred că acum sunt bine. Spre terminalul 3-4 trebuie să ies pe aici. E în regulă. Dar o să iau liftul că e mult de urcat. Se pare că mai trebuie să iau încă un autobuz de aici, de la peronul 5. E bine că am timp. Aici trebuie să-mi vină autobuzul. Noroc că e bine semnalizat totul. Voi zbura cu compania Jetstar de pe terminalul 3, de aici, de undeva din dreapta. Hai să vedem cum arată aeroportul din Perth, terminalul domestic. Am check-in-ul făcut online. Ar trebui să fie ok să pot să trec fără probleme de controle. Foarte mare aeroportul. Nu mă așteptam să fie atât de mare și terminalele astea 3 și 4. Deja mi-am găsit zborul. E în regulă. Am trecut de controle, mai amănunțite ca de obicei. Cred că a văzut și ce am mâncat alaltăieri. Scanerele sunt un pic diferite aici față de Europa. Cu bagajul n-am avut nicio mai mică problemă, deși mie mi-a rămas în bagaj sarea și piperul și boiaua din Bali, dar nu mi-a zis nimeni nimic de ele, nici acum, nici când am intrat. Am și uitat de ele acolo. Am avut dreptate, prețurile în aeroport sunt uriașe. M-am uitat cât costă o bere. $30, adică 90 de lei. Doamne ferește! Inclusiv produsele la tonomat sunt foarte scumpe. $5 o cola la jumate, asta e 15 lei. Tot cam atâta o apă. Va trebui să încerc și o cola, chiar dacă nu-s băutor de cola, dar nu de aici, să dau atâția bani. Am văzut niște sortimente interesante de Monster. Monster cu cafea. La noi n-am văzut așa ceva. Cât de bine prindea aici un permis de lounge. Da, asta e. Am doar la plecările internaționale. Aici cam funcționează aia cu ai bani mănânci, n-ai bani nu ți-i foame. Bine măcar că este apă. Apă chioară gratis. Să-mi umplu sticla. Cam asta o să consum aici. Apă moca de la tonomat. Mă îmbarc în câteva minute. Acum la plecarea de aici din Perth, câteva cuvinte despre prima impresie și primul contact cu Australia. După cum v-am și obișnuit, de câte ori plec dintr-o locație, vă spun câteva păreri personale. V-am zis că eu am venit aici cu frici, am venit cu gândul că e totul exagerat de scump și da, într-adevăr, nu e chiar ieftin, dar sunt portițe și de a te descurca mai ieftin.
Și asta, în primul rând, despre cazări vreau să vorbesc. Ați văzut că se găsesc cazări și ok. La 200 de lei am stat foarte, foarte bine. La hotel, într-adevăr, e scump. Pornește de pe la vreo 400-500 de lei, dacă nu mai mult, o cameră cu baie în cameră, și vreo 300 de lei minim cameră cu baie comună, sau chiar și la hostel, unde ai doar un pat într-o cameră cu mai multe paturi, am văzut prețuri foarte mari, 30-40 de dolari, mult, foarte mult. Adică 150 de lei mi se pare exagerat pentru un pat într-o cameră comună. Mâncarea, da, sunt variante ieftine și la mâncare. Într-adevăr, ce am cumpărat de acolo din Aldi a fost ok ca preț, mezelurile sunt cam ca la noi. Pâinea aia, am văzut că a scris despre ea, da, a fost scumpă din cauza că a fost pâine normală cu sare, cum e în Europa. Aia a fost scumpă, pentru că erau și alte sortimente de pâine mai ieftină, dar dulci. Ori eu nu suport pâinea aia ușor dulceagă, nu. De asta am dat atâția bani pe pâinea aia, pentru că era pâine normală și mi-era poftă de pâine normal. Prin oraș ați văzut că am mâncat sushi foarte ieftin. Am mâncat o friptură de vită, acolo chiar habar n-am cât a fost, că au plătit băieții și le mulțumesc pentru asta. Transportul este ieftin, ați văzut că cu 20 de dolari, adică cu 60 de lei, m-am plimbat peste tot cu toate mijloacele de transport și încă mi-au mai rămas bani pe card. Și acum, la ultima... când am pus ultima dată de am coborât aici în aeroport, încă mi-am arătat că am 10 dolari. Dacă vine cineva în Perth, am cardul și îl donez. Excursia pe insula Rodnes, da, asta a fost scumpă într-adevăr și nici nu mi-o permiteam, nu m-aș fi dus dacă nu o familie de aici din Australia m-a invitat la ei să stau la ei, dar ei erau în Melbourne, așa că eu n-ajung în Melbourne și mi-au făcut o donație ca să am o ședere mai plăcută aici și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru treaba asta. Chiar m-a ajutat să văd insula Rodnes, altfel v-am zis, nu m-aș fi dus că mi s-a părut scump. Comunitatea de români de aici, bineînțeles că e mult mai mare. Eu m-am întâlnit doar cu câțiva din cauza prietenului meu de la Deva, cu care mă știam de la Deva de foarte multă vreme și îmi pare rău că n-am apucat să mai mă întâlnesc cu mai multă lume. Sunteți mai mulți care mi-ați scris și m-ați invitat inclusiv la un grătar într-o seară, dar efectiv nu n-am mai avut timp. Data viitoare, când mai ajung pe aici, v-am zis că o să aleg să stau mai multă vreme și atunci o să mă întâlnesc cu toată lumea. Dar acum așa a fost destul de pe fugă. Vreau să le mulțumesc oricum lui Johnny și prietenilor lui pentru minunata ieșire de la Dune. Mulțumesc comunităților de români de aici. Cât despre următoarea destinație, o să zbor înspre Adelaide. În câteva minute vedem care e viața locală și acolo. Din nou am luat un Airbnb, de data asta am prins tot la fel, știți că eu vânez oferte, am prins un Airbnb care e nou, adică un apartament nou, n-a mai fost închiriat până acum. Bineînțeles că e la risc, poate să fie dezastru. Dar aici nu prea cred eu că mai sunt cazări din alea dezastru. Dar vom vedea. Și ăsta va fi doar apartamentul meu. Tot la fel l-am luat cel mai ieftin de pe Airbnb. Hai să vedem cum arată, să vedem cum arată orașul, cum arată sudul Australiei. A321 Neo de la Jetstar. Avion nou-nouț. Spațiu destul de mare la picioare, mai mare ca la Erasia. Va fi un zbor de vreo 3 ore jumate.
destul de uscată Australia în perioada asta. Câmpuri cultivate cu cereale, cel mai probabil, în mare parte. Foarte interesant cum se vede trasată linia între culturi și deșert. De aici încolo, pustiu. Noapte aici în Adelaide, diferența de fusorar față de Perth este de 2 ore jumate. 2 ore jumate față de Perth și va fi 6-8 ore jumate față de România. Am aterizat în Adelaide, Australia, am aflat cum se pronunță, Adelaide. Hai să vedem cum ajungem de aici la cazare. Din nou, cazare Airbnb, v-am mai zis, metrou aici nu ajunge până în aeroport. Am variantă cu 2 autobuze, unul până în centru și unul până la cazare, dar trebuie să văd cât îmi ia și un Uber, că am văzut că e destul de aproape. Cu autobuzul trebuie să mă duc până în centru și de acolo la cazare. De asta ar fi cam o oră jumate de mers. Facem o simulare la Uber să vedem. Poate e mai ieftin. Da, am făcut o simulare și mă costă 40-42 de lei să ajung la cazare. Se pare că e cea mai populară metodă de transfer. E plin aici care așteaptă mașina. Astăzi mă duc cu Uber-ul. Mâine o să văd cum e cu transportul în comun. 10 minute am de mers cu mașina. Aici e ora 11 deja, diferență de fus orar foarte mare față de Perth. Câștig o oră de somn alegând să merg cu Uber-ul. Da, astea sunt riscurile când iei o cazare neverificată de nimeni și tu ești primul care ajunge acolo. Nu zic, nu e chiar așa de rău, dar nu e nici cam poze și nici cum așteptam eu. Cel puțin am toată casa a mea. În poze era undita mai patul. Aici am un pătuț. Omul a dat pe aici cu vopsea cât de cât. Și cam aia e o casă nerenovată de multă vreme. Nu credeam că mai există așa ceva prin Australia. Dar una peste alta e ok. 2 nopți o să stau aici. Vorba aia mea. Pentru prețul corect, mă așteptam să fie mai bine. 250 de lei am plătit aici și din nou a fost cea mai ieftină cazare de pe Airbnb. Astea sunt condițiile, sunt oricum mult mai bune față de alte locuri pe unde am mai stat. Cam asta a fost și vlogul de astăzi, mă pun la somn. Mâine luăm la pas orașul Adelaide, vedem cum se trăiește aici, vedem ce are frumos acest oraș. Dar până atunci, eu vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal.
Până la următorul vlog, de aici din Adelaide, Australia, eu vă spun la revedere!